Bună ziua și bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este generalul Ștefan Dănilă. Vă mulțumim foarte mult, domnule general, că ați acceptat invitația noastră. Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin. Bună ziua. Domnule general, ați fost șef al statului major al armatei române între 2011 și 2015. Sper că nu greșesc. Bună ziua, bine v-am găsit. Între 2011, de fapt din 27 decembrie 2010 până pe 5 ianuarie 2015. Aveți așadar experiența conducerii de la vârf a armatei române într-o perioadă în care cred că abia începuseră discuțiile, vă luptați dumneavoastră militarii cu statul român pentru finanțare, pentru buget mai mare, pentru dotare, pentru modernizare. Nici acum nu suntem unde trebuie. Spuneți-mi un lucru și asta ar fi prima întrebare, din nou, pentru că dumneavoastră cunoașteți foarte bine armata română. În acest moment, prioritatea pentru România, care ar trebui să fie? Să atragă mai multe forțe multinaționale ale NATO, în speță, aici, pe teritoriul românesc, pentru a primi siguranță, sau să investească mai mult în armata română pentru a crește forța acestea? Da. Ați spus bine, în 2010, 2011, 2012 era o perioadă de criză. Din 2006 s-a tăiat bugetul pentru apărare cu o treime. Adică de la 2,35-2,38 cât a fost stabilit în 2004, în 2006 am avut 1,36. 1,6 inițial, după care a coborât chiar la 1,36. Au fost perioade în care nu puteam să gândim o modernizare a armatei României, din potrivă trebuia să menținem cât puteam din ce aveam. Și ce am menținut, vă dați seama că nu a fost la nivelul la care ne-am fi dorit. Capacitatea operațională a armatei României era dezastroasă și, ca dovadă, în 2013 s-a aprobat un plan de refacere a capacității operaționale a armatei României. Am ținut mult ca acest punct sau acest plan să se numească în acest fel pentru a înțelege cât de necesar este să primim un buget mai mare și să trecem cu adevărat la construirea unei capacități de luptă, de apărare credibile pentru România. Într-o primă fază, în 2014, nu, cu toate că în acel plan spunea că vom primi 1,7 și ulterior 2015 vom primi 2% din bugetul din PIB, nu am primit acei bani. Cu toate că am avut acel plan aprobat de Exat. În 2013 am avansat în Comitetul Militar al NATO ideea de a introduce în registrul de amenințări al Alianței Federația Rusă. Ceilalți, mare parte din colegii mei, au refuzat acest lucru și au spus că este dificil să gândim că Rusia n-ar putea fi adversar, pentru că în 2013 acțiunile sau toate activitățile pe care le realizase NATO împreună cu Rusia erau la cel mai înalt nivel. Deci acum 10 ani dumneavoastră propuneați la masă ca acum și Rusia ani, să fie... Acum 10 ani, mandat național, deci nu a fost ideea mea, nu a fost propunerea România mea, a fost gândită la nivelul conducerii Ministerului Apărării și împreună cu Serviciul de Informații Externe, cu Serviciul Român de Informații, aprobat de către președintele României, deci mandatul l-am avut aprobat de președintele României. Am cerut la conferința Comitetului Militar de la Budapesta să introducem în catalogul de amenințări al NATO Federația Rusă. Ce este acest catalog de amenințări? Acest catalog de amenințări este un catalog secret. Acum pot să vorbesc despre acest element pentru că deja știm că Rusia este o amenințare. Nu neapărat Rusia nu este considerată o amenințare pentru NATO, ci acțiunile agresive ale Rusiei. E vorba și de nuanțe aici pentru că nu putem să considerăm în un stat că este dușmanul NATO. NATO nu și-a propus să lupte cu Rusia, să atace Rusia. NATO se apără și se apără de agresiunea Rusiei. În 2013 fusese un exercițiu ZAPA 13 la care au fost invitați chairmanul Comitetului Militar, președintele Comitetului Militar, a fost invitat Sachiorul și câțiva șefi ai apărării din principalele state membre ale NATO.
Și acolo s-a făcut un exercițiu cu un protocol super frumos în care au fost primiți prietenește, numai că titlul exercițiului a fost operație de apărare a coaliției a forțelor Federației Ruse, Belarus și Ucrainei împotriva NATO. Acel lucru ar trebui să spună destul de multe pentru NATO. Vedeți, avem declarațiile finale din summit, avem declarațiile politice. Rusia nu a intrat în nicio declarație finală ca fiind un posibil agresor sau o amenințare pentru Alianța Nord-Atlantică până în 2014, până la summitul din Țara Galilor. De ce? Pentru că deja ocupase Crimea, deja era un stat agresor împotriva unui stat independent și suveran. În momentul de față, la summitul de la Madrid s-a confirmat și s-a insistat pe faptul că Rusia este o amenințare pentru statele NATO, mai ales pentru statele din flancul de est. Acest lucru s-a făcut în mod public. Ce se hotărea la Comitetul Militar era un registru de amenințări care este secret. În baza acelui registru de amenințări îți construiești forțele. De ce? Cum construim armata? O construim pentru a ne apăra. Ce avem la bază? Identificăm care sunt amenințările posibile, după care vedem cum le contracarăm. Este simplu modul în care se realizează planificarea apărării. Bun, revenind la întrebare. Să atragem mai multe forțe NATO aici sau să investim în armata? Începusem să vă spun că din 2013 aveam planificat să refacem capacitatea operațională. Nu am avut fondurile pentru asta, fondurile s-au dat abia din 2017. Am avut un PIB care a permis să aloce 2% pentru apărare. Sau protocolul politic, aranjamentul politic a permis acest lucru. În acest moment, capacitatea reală a României de a se apăra în fața unei agresiuni și a unei agresiuni venită dinspre Federația Rusă nu se poate realiza doar de către noi. Și atunci avem nevoie de sprijin din partea aliaților. Și acolo unde suntem deficitari în capabilitățile noastre, capabilitățile sunt acele forțe și mijloace pregătite pentru a duce o anumită misiune. În anumite zone sau în anumite misiuni, noi nu avem suficiente forțe, nu avem mijloace, nu avem cu ce să ne apărăm, nu avem cu ce să acționăm. Știm, nu avem avioane, spre exemplu. Nu avem suficiente avioane. Ce avem acum abia ne permit să facem poliția aeriană pe o singură bază. Bun. Sperăm cu cele 32 să avem pe două bază. E doar un exemplu. Mergând puțin mai departe, în momentul în care Rusia a intrat în Ucraina, armata ucraineană era deja la un nivel superior nivelului în care era în 2014, când 2014 prima oară. A fost un moment în care Rusia a intrat foarte ușor, a reușit să... Haideți să vă întreb așa, deși sigur e greu de făcut o comparație, dar poate n-ar fi, ar fi sănătoasă o astfel de comparație, chiar și așa, făcută din avion. Când Rusia a intrat în Ucraina acum un an, nivelul armatei din Ucraina era mult peste nivelul armatei pe care îl are acum armata română? Nu. În momentul respectiv, deci în 2014... Anul trecut armata ucraineană... Era peste armata română acum? Aș putea să spun că era peste. În primul rând că era mai mare și era o armată deja cu aproximativ 8 ani de pregătire. 8 ani în care a beneficiat de sprijin în instruire din partea britanicilor, canadienilor, din partea Statelor Unite și au participat și forțele române la exerciții în Ucraina sau cu Ucraina și știm că nivelul lor de pregătire era destul de ridicat. Nivelul armatei române nu mai este același ca cel pe care îl aveam când trimiteam oamenii în Afganistan. Noi putem să spunem acum că avem experiența teatrelor de operații, că oamenii noștri s-au rotit și au fost 40.000 în Afganistan. În realitate nu au fost chiar atât de mulți pentru că s-au mai rotit și au fost cam jumătate. Și cei care au fost nu mai sunt. Deci noi putem deci să este vizăm mai că mic, nivelul mai scăzut în momentul ăsta? Este mai scăzut din punct de vedere a pregătirii lor, pentru că nu au pregătirea pe care mizam noi că o avem pentru că am participat la misiuni în teatre de operații. Domnule general, de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina,
am știut cu exactitate ce ajutor militar oferă Statele Unite, ce ajutor militar oferă Marea Britanie, chiar Polonia sau Slovacia, chiar Bulgaria. Mai puțin s-a discutat despre ajutorul militar pe care îl acordă România. Dumneavoastră puteți să ne spuneți în anul ăsta de zile în ce a constat ajutorul militar al României pentru Ucraina? Aș vrea să vă pot spune, dar nu am avut acces la informațiile, am avut același acces pe care l-ați avut și dumneavoastră. Adică din declarațiile publice, din ceea ce s-a comunicat de către oficialii români, nu știm prea multe despre ce ajutor a oferit România. Da, e adevărat că dacă m-ați întrebat pe mine ce le-aș fi dat dacă aș fi fost în poziția... Era următoarea întrebare. Ce aș fi putut să le dau? Că dumneavoastră știți ce acolo. Și aș putea să vă spun că nu prea aveam depozite. Ce să le dau. Cum? Nu prea aveam ce să le dau. Adică puteam să fiu pus la zid, scuturat și hai să le dăm ucrainilor. Ce să le dau? Atâta timp cât noi nu avem pentru noi și nu am primit multe. N-aveam de niciunele? Sau... Noi aveam minimum pentru forțele noastre. Și din punct de vedere a stocurilor, la mare parte din muniții, stocurile noastre erau la minim. Nu doar ale noastre, să știți. Nu a fost doar România în situația asta. Majoritatea statelor din NATO au avut stocurile planificate la nivel minim, adică la un maxim 30 de zile de luptă pentru anumite categorii și altele chiar mai puțin. La începutul războiului, la începutul acum un războiului. An de zi. De ce? Pentru că eram într-o altă lume. Unii spuneau că s-a terminat războiul rece, vedem acum că nu prea s-a terminat și dimpotrivă. NATO s-a mărit ca alianță, ca număr de state. Capacitatea militară a NATO am putea să spunem că s-a mai relaxat la un moment dat, nu neapărat pentru că nu s-au alocat de către toate statele 2% pentru apărare, ci pentru că nu exista o amenințare care să ducă la creșterea cheltuielilor pentru apărare și la o accelerare a producției de armament și mai ales de muniții. Dacă ai ținut stocuri de muniții pentru o anumită perioadă și nu le-ai folosit, nu le-ai utilizat în exerciții, muniția respectivă expiră. Ai făcut niște cheltuieli inutile și atunci îți faci calculele pentru următorii ani să nu mai iei un număr atât de mare de bombe de aviație, de proiectile de tun, de rachete. De ce? Pentru că îți faci planul cât ai folosit în exerciții, cât ai avea nevoie pentru o primă acțiune pentru câteva zile și atât. De ce să cheltui mai mult? Pentru că este aprovizionat. Uitați, sunt țări fost comuniste care dau Ucrainei tehnica militară de producție sovietică, da, considerându-se că militarii ucraineni știu să folosească aceste tancuri, tunuri, chiar avioane, în schimbul furnizării de tehnică de tip occidental. Deci, România are... Nu, i-au pus la dispoziție asta? Și s-a vorbit la un moment dat chiar de MiG-uri 29 pe care să le dea polonezii sau slovacii, să le dea forțelor ucrainene. Noi nu am avut nici tehnică rusească de ultimă generație. Și deci tehnică, nici pe asta n-am avut-o? Noi am avut tehnică rusească luată până prin anii 80. Ce am avut noi modern au fost MiG-urile 29 pe care nu le mai avem pentru că n-am avut bani să le reparăm și nu numai că n-am avut bani să le reparăm, trebuia să le reparăm la ruși. Contractul nostru pentru MiG-uri 29 nu a fost cu licență de reparații în România. A fost cu reparații la ei. Majoritatea statelor care au luat MiG-uri 29 le-au luat cu licența de a face lucrările complexe, așa cum noi aveam pentru MiG-uri 21. Pentru alte tipuri de tehnică, dacă vorbim de rachete, noi aveam rachete antiaeriene, Volkhov și Neva, pe care nu le mai folosește nimeni. Deci nu putem să le trimitem în Ucraina pentru că nu pot să le folosească? Nu avem ce să mai trimitem pentru că sunt prea vechi și nu știu nici ei să le folosească. Dar nu știu să le folosească nu pentru că sunt vechi, ci pentru că sunt foarte vechi. În general, vă propun să facem așa, să luăm o scurtă pauză și să continuăm discuția când ne întoarcem. Rămâneți alături de noi. Ne-am întors în...
Fața ta continuă, generalul Ștefan Dănilă este invitatul zilei de astăzi. Vă întreba Florin, înainte de pauză, ce am fi putut să le dăm noi ucrainenilor? Pentru că statul cumva a ținut într-un cont de umbră această informație. Dumneavoastră, făcând un exercițiu de imaginație, ați fost șef al statului major, știți ce are România, ne-ați spus, pe scurt, o să reduc eu așa ce ne-ați transmis dumneavoastră, că nu prea aveam ce să le dăm în realitate. Și atunci, iarăși au venit niște informații pe surse neconfirmate oficial că România a ajutat cu capabilități informatice, diviziile de cyber security și așa mai departe s-au implicat. Așa ceva este plauzibil? Este mult mai probabil ca noi să fi sprijinit și să sprijinim în continuare forțele ucrainene cu ce avem în domeniul informațiilor militare, cu sprijin informativ și inclusiv cu echipamente din acest domeniu, pentru că e un domeniu mai bine pus la punct. Au beneficiat forțele de informații militare, au beneficiat de sprijin încă din perioada în care eram în Afganistan și am avut echipamente americane pe care ai noștri s-au instruit și știu să le folosească foarte bine. Spuneți-mi, dacă în depozite nu prea aveam mare lucru la începutul invaziei, astăzi cum stăm? Păi și este vorba de securitatea României, da, de data asta. În momentul de față este public ceea ce am achiziționat și frecvența sau viteza cu care ne vin aceste echipamente pe care le așteptăm. Adică am trimis oamenii la pregătire pentru... Avem HIMARS-urile care deja au sosit, probabil că avem și muniția aferentă pe care am contractat-o. Vă spuneam de la început că atunci când s-au făcut contractele, nu s-au făcut contractele pentru un război. S-au făcut contractele cu stocuri minime pentru a putea să ne pregătim personalul, pentru a putea să avem stocuri pe o perioadă limitată de timp. Vreau să vă întreb despre contractele astea de achiziții de tehnică militară. Sunt țări care pun condiția ca o parte din aceste componente să se facă în propriile țări, industriile naționale să participe și ele la acest efort. Cum stă România aici? Din multe puncte de vedere nu stăm foarte bine. Există adică noi le cumpărăm de-a gata. Da, unele echipamente trebuiau să fie cumpărate de-a gata pentru că n-aveam ce să facem, acele componente există, trebuie să cumpărate. Una este să intri într-un proiect pe un echipament care acum se construiește. Sunt diverse proiecte. Avem o companie europeană, OCAR, unde sunt mai multe state care și-au pus la punct un sistem de proiectare și de realizare a unui elicopter european, a unui avion de luptă european, a unei fregate europene. Acolo se stabilesc în parteneriat ce face fiecare stat în parte. În condițiile în care noi avem nevoie de transportor, avem nevoie de rachete antiaeriene, avem nevoie de avioane, avem nevoie de aruncătoare, de lansatoare de rachete, le cumpărăm pe cele care există. Nu putem să intrăm într-un proiect care acum se face pentru că noi nu avem acum. Vom intra în timp, vom intra și noi în proiecte care se vor dezvolta. Ne puteți da un exemplu? Pentru că totuși România a avut o industrie de armament importantă înainte de 89. Să încercăm să fim realiști și să vedem ce industrie de armament am avut, ce produceam și pentru cât era valabilă și ce... dacă privim lucrurile acum din perspectiva economiei de piață, să vedem cât de competitiv eram. Să dăm un exemplu. Am produs un avion de luptă, iar R-93. Un avion subsonic, un avion de asalt. Acel avion nu a fost niciodată utilizat în luptă, nu l-a mai cumpărat nimeni și s-a dus la muzeu. Toată linia tehnologică, tot ce s-a investit în construcția, în realizarea acelui avion, a fost o risipă din anumite puncte de vedere. De ce? Pentru că experiența oamenilor, experiența acelei fabrici s-a pierdut. Nu era neapărat atât de important ca acel avion să fie în momentul de față prezent într-un teatru de operații. Dar dacă noi de la acel avion
reușeam, de la Dacia 1400 o mențineam, făceam insolența și ulterior făceam Dusterul, aveam în continuitate. La fel la avioane. Produceam atunci Arrow 93 și ulterior puteam să intrăm să lucrăm pe licență vest, echipamente sau parte, componentă, spuneați foarte bine că majoritatea statelor nu își propun să construiască un avion în totalitate sau un tank în totalitate sau o navă în totalitate, ci produc anumite componente. Noi ar trebui să fim parte a acestei industrii de apărare a statelor membre NATO, pentru că în Tratatul Nord-Atlantic se cam prevede lucrul ăsta. Adică trebuie să participăm și noi la realizarea capacității de apărare, nu doar cu militari, ci și la realizarea cu industria. Și în același timp, ceea ce cumpărăm trebuie să fie din industria țărilor membre NATO. Domnule general, știți cumva în România sunt antrenați luptători ucraineni? În România sunt antrenați și luptători aerieni ucraineni. La Cogălnicianu sau? Din câte știu, la Cincu, e posibil și în alte unități. Nu am informații și cred că informațiile de acest fel sunt confidențiale, dar ceea ce știm este că România a propus și a fost acceptată să antreneze militarii ucraineni. Nu știu exact ce număr de militari. Își permit să declare alte state, își permit să declare. Își permit să declare polonezii cât să antrenează, își permit să declare britanicii. Dar de ce unii își permit, iar noi adoptăm politica asta a tăcerii totale? Pentru că au mai puțină teamă. Noi considerăm că suntem mai aproape de ruși, că putem fi loviți mai ușor și pentru că din Crimea se poate lansa o rachetă care să lovească o bază. Unii au graniță directă cu rușii. Da, dar au o capacitate de răspuns mai mare decât România. Deci, dacă polonezii ar putea să răspundă la un atac cu rachete din partea Rusiei, ar putea să distrugă majoritatea rachetelor. N-aș putea să spun că noi am putea să facem același lucru. E o problemă. Deci, atitudinea vine și din capacitatea pe care o ai. Eu aș vrea să avem o atitudine asertivă. Știți, acum asertivă a început să fie peorativ, pentru că se spune că au chinezii o atitudine asertivă. Dar trebuie să fim mai încrezători, să avem încredere în noi. Dacă am pe ce să mă bazez, am încredere în mine. Dacă nu am pe ce să mă bazez, cum pot să am încredere? Ce ne-a mai arătat războiul din Ucraina a fost o schimbare a felului în care se poate duce lupta aceasta uneori chiar și cu, reguli tactici și armament diferit. Cred că a descoperit toată lumea acele lansatoare de, folosite de un soldat care reușeau bine mânuite și folosite la momentul oportun să distrugă chiar și un tank. Drone. Noi acum vedem filmul. Dronele, iarăși. Din partea cealaltă. În Afganistan am văzut filmul dintr-o altă poziție, acum vedem din altă. Era un alt război. Era un alt război, dar și totuși, acum vedem. În Afganistan, cel mare este, cel care atacă, deci agresorul este Federația Rusă și are o capacitate militară mai mare decât o avea Ucraina și mai mare decât o are Ucraina. Ucraina nu mai are în momentul de față forțe cu care să riposteze la nivelul la care l-au rușii. Adică nu au o apărare antiaeriană bazată pe rachete S-400 sau cel puțin S-300 sau Buk. În schimb, după ce rușii au făcut prima operație, acea de 3-4 zile în care trebuiau să obțină o superioritate aeriană sau o supremație aeriană, și au distrus sistemele de supraveghere pe care le știau, pozițiile, erau sistemele vechi sovietice, majoritatea, au distrus multe din sistemele de rachete antiaeriene ale ucrainenilor. În schimb, ucrainenii au avut rachetele pe care le lansează un militar. Acele rachete s-au dovedit extrem de periculoase pentru aviația rusă și vedem că în momentul de față nu prea mai acționează cu aviația în zona care, pe care nu au ei sub control. Deci s-au schimbat puțin regulile convenționale ale războiului. În mare parte s-au schimbat, dar s-au schimbat și nu prea s-au schimbat. Adică dronele iarăși au schimbat. Dronele au invadat câmpul tactic în momentul de față, pentru că nu putem să vorbim
de o altă ipostază, dar nu e primul moment. Adică un prim episod l-am văzut între Azerbaidjan și Armenia. Acolo dronele au avut au câștigat războiul. Păi și bun, atunci, domnule general, România nu ar trebui mai degrabă să se concentreze pe achiziționa astfel de capabilități de luptă? Nu, România nu ar fi trebuie mai să se pregătească să lupte cu cine? Cum? România trebuie să pregătească să lupte cu cine? Împotriva cui și cu ce ar trebui să... Care ar fi forțele pe care le are adversarul ca să știm ce forțe trebuie să pregătim noi? Asta este cea mai grea întrebare. În momentul de față, cu cine? Care e cea mai mare amenințare la adresa României din punctul dumneavoastră de vedere? Militar, vorbind. S-a făcut o analiză strategică a apărării. Și acea analiză strategică a apărării realizată în 2020 stă la baza construcției armatei 2040. Adică cu trecerea prin 2024 către 2040. Nu cunosc efectiv care au fost concluziile acelei analize. Am participat cu asociația din care fac parte la realizarea unor scenarii și unul dintre scenarii era și acesta cu Ucraina, dar nu era chiar așa. Noi suntem vecini cu Ucraina. Pentru noi este foarte important ce atitudine are Ucraina. Dacă vorbim despre o Ucraina pro-rusă, anti-NATO, atunci este clar că este ostilă României. Este clar că noi trebuie să ne pregătim împotriva unei amenințări venite din Ucraina. Dacă vorbim despre o Ucraina pro-occidentală, viitoare membra a Uniunii Europene, atunci nu avem problema asta. Atunci noi suntem securizați din punctul ăsta de vedere și este greu să vedem chiar și o agresiune din partea Federației Ruse. În ce fel și de ce ar avea, în ce fel s-ar concretiza o agresiune a Federației Ruse, cum și care ar fi obiectivele? Pentru că nu ar fi vorba de o invazie a Federației Ruse în România în condițiile în care Ucraina ar fi membra a Uniunii Europene. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem imediat. Rămâneți alături de noi, domnilor, domnilor. Ne-am întors. Generalul Ștefan Dănilă este invitatul zilei de astăzi. Am discutat despre armata română, am discutat despre posibilele amenințări. Nu e foarte limpede aici care ar fi concluzia. Eu aș putea să vă spun concluziile mele, dar nu, e posibil ca acele concluzii pe care le-am tras eu să nu fie identice cu ce s-a identificat după analiza strategică. Plecăm de la această premisă. Analiza strategică a apărării, în orice stat care face acest gen de analiză, se bazează nu numai pe militari. Vă dau un exemplu. În Marea Britanie, atunci când au făcut revizuirea analizei strategice a apărării, au avut un singur militar în grupul care efectua această analiză sau care coordona analiza. Și acela era CDS-ul, șeful apărării. Ceilalți erau oameni de afaceri, erau scenariști de filme, erau politicieni cu mai mult sau mai puțin background militar, dar în primul rând erau oameni de afaceri. De ce trebuie implicați oamenii de afaceri? Pentru că oamenii de afaceri trebuie să-și apere afacerea lor. Ei sunt angajați, oamenii de afaceri puternici și din România, trebuie să fie angajați în modul în care gândim securitatea României. Pentru că iau business-ul în România. Pe ei interesează mai mult decât pe cineva care stă pe o funcție 2-3 ani. Iau mai mult de apărat. De ce sunt implicați regizori, scenariști de film? Pentru că au imaginație și pot să vadă mai departe decât cartea pe care o folosesc militari. Noi folosim cărți, folosim procedee, suntem de multe ori limitați de educația noastră. Pentru că nu avem cum să mergem mai departe decât tiparele în care am crescut. Și la fel au procedat și românii, ca britanicii, în această strategie de securitate? Au implicat oameni de afaceri, oameni creativi, oameni cu imaginație? Din păcate, am inițiat procesul în 2012. În 2013 am primit un refuz din partea departamentului din cadrul ministerului că este suficient. Un refuz în care mi se spune că ce am făcut eu este suficient. Și nu trebuie să mai facă altcineva, adică ce făcuse statul major general. Domnule general, se lasă doar militarilor această analiză. Nu doar pentru că spunea Clemenceau că războiul este prea important să lăsăm
pe mâna generalilor, ci pentru că este necesar să implicăm societatea. Să facem un exercițiu de imaginație și să încercăm un răspuns la întrebarea pe care și-o pune oricine. Cum se termină acest război? Este cea mai grea întrebare. E cea mai grea întrebare și de ce vă spun asta? Pentru că mai mulți teoreticieni cu renume, mai ales din zona pe care eu citesc mai mult, studiez mai mult, adică în zona realismului, neorealismului, spun că trebuie să vedem mai departe de sfârșitul unei operații, trebuie să vedem unde, și spune Stephen Walt în cele 5 lecții despre din războiul din Ucraina, spune că nimic nu se termină până nu se termină. Pare așa hilar ce spune el, nimic nu se termină până nu se termină, dar avem concluziile sau rezultatele războiului din Irak, a operației din Irak. Avem ce s-a întâmplat, retragerea din Afganistan, ce a urmat după. De data asta trebuie să știm cum ar putea să arate o Rusia înfrântă. Pentru că unii spuneau că nu ne permitem ca Ucraina să piardă războiul, dar nici Rusia nu își permite să fie înfrântă. Uh-huh. Bun. La un moment dat, dacă susținem că Ucraina este sprijinită și este sprijinită de către Occident, primește echipamente, are toată susținerea politică, Rusia este sancționată economic, este o problemă mare pentru statele care susțin Ucraina și este asumat acest lucru, este un angajament quasi total din partea statelor democratice, din partea Vestului, pentru a susține Ucraina. Quasi total pentru că, deocamdată, spun eu și îmi asum cuvintele, deocamdată nu se intervine cinetic, nu se intervine cu forțe din partea Vestului, din partea nu a NATO, ci a unei posibile coaliții care ar putea să intervină în acest conflict. Și atunci ne punem problema cum ar arăta Rusia înfrântă în condițiile în care pe câmpul de luptă, adică în Ucraina, pierde teren, pierde teritoriile ocupate și își stabilește granițele. Rusia, din punct de vedere militar, nu ar avea capacitatea să mai producă o nouă operație împotriva Ucrainei și ar trebui să se refacă. Dar conducerea politică a Rusiei, în mare probabilitatea de a fi schimbată, este destul de mică. Sau, dacă vreți, probabilitatea de a fi schimbată conducerea actuală cu o alta mai radicală este mai mare. Deci, mai naționaliști, mai porniți să redeschidă războiul, ar putea să ajungă să conducă Federația Rusă. Deci o Rusie înfrântă militar în Ucraina nu este sfârșitul, spuneți dumneavoastră. Nu este sfârșitul nici într-un caz, pentru că nu putem să ștergem de pe harta lumii Rusia. Rusia este imensă, are un teritoriu imens și are resurse, poate să se refacă militar și o va face. Da, pentru apropo, că nu va dezangaja. De ce ar dezangaja Rusia efortul de război? În cât timp s-ar putea reface în condițiile în care vedem că Rusia cheltuiește enorm în fiecare zi pe armamentul, muniția din Ucraina? În cât timp s-ar putea reface în condițiile în care și industria rusească este supusă sancțiunilor? Cu toate că Putin în discursul lui a vorbit despre o economie de piață și a făcut referire la IMM-uri, la afaceri de familie și la o economie de piață, pentru că eu am ascultat la BBC și retorica lui era cam aceeași pe care o folosește Vestul când vorbește despre economie de piață. El a folosit aceeași termeni. Să nu ne iluzionăm. Economia Rusiei nu este chiar atât de piață cum o vedem noi și cheltuielile cum le vedem noi nu sunt aceleași. Când a declarat mobilizarea parțială, de fapt, Putin a obținut aprobarea să treacă toată economia, sau mare parte din economia de război. Pe război, pe picior de război, pe pe alocarea de resurse pentru capacitatea de apărare. Mai e un lucru și o țară pe care n-am pomenit-o în discuția noastră până acum. China.
lumea nu mai este împărțită în două. Da. De o parte Statele Unite, de cealaltă Uniunea Sovietică. Acum avem și China, care joacă un rol important. Din punct de vedere militar, cum arată China? China este un stat în creștere economică și cu a doua economie mondială. Armata Chinei reflectă ce se întâmplă cu economia. Deci armata Chinei este în modernizare, este un proces de modernizare, iar echipamentele pe care le au chinezii sunt tot mai mult echipamente produse de chinezi inițial după licență sovietică, acum au licență proprie pentru că le-au dezvoltat, le-au perfecționat și au reușit să dezvolte echipamente proprii. Spuneți-mi, ar fi un coșmar ca China să ajute militar în Rusia? În momentul de față, dacă ar sprijini Rusia, ar fi un mare coșmar pentru vest, pentru noi. Pentru că ar da Rusiei exact ce nu are în momentul de față, adică sprijinul logistic, cu echipamente, cu muniții și ar putea să sprijine foarte mult Federația Rusă. Pe de altă parte, cel mai important în momentul de față este omul care trebuie antrenat. Cea mai mare problemă pe care au rușii în momentul de față nu sunt neapărat echipamentele. Ei încă mai au și muniții, încă mai au cu ce să distrugă. Problema mai mare pentru ei este că nu au oameni antrenați suficient. Cu cei antrenați au dat prima lovitură, adică prima operație. Mulți au murit. Mulți dintre ei nu se mai întorc pe front. Acum, ce au în linia întâi, au puțini oameni din cei care au antrenament, au oameni care au venit cu un antrenament făcut odată, adică știu să tragă cu arma. Ei nu au reușit să facă în aceste 3 luni, mă îndoiesc că au reușit să facă un antrenament pentru misiuni ofensive. Mai degrabă au făcut antrenamente pentru misiuni defensive și vedem că s-au poziționat pe aliniamente de apărare. Iar ceea ce spune Putin și cred că a spus și astăzi, dacă nu mă înșel, săptămâna trecută, de fapt, a spus că Federația Rusă trebuie să apere teritoriile sale. Deja a asumat regiunile, de fapt a asumat teritoriul cucerit până în momentul de față. Cel puțin acest teritoriu l-a asumat. Dacă China intră în război de partea Rusiei, furnizând echipamente militare, putem vorbi de al treilea război mondial sau suntem deja în scenariul ăsta? Putem să vorbim de începutul celui de-al treilea război mondial, pentru că ar putea să forțeze Statele Unite și Marea Britanie și mai multe țări care își pot asuma să realizeze o coaliție care să intervină direct pentru eliberarea rapidă a teritoriului ucrainean, în așa fel încât Rusia să nu aibă timp să-și antreneze oamenii să folosească echipamentele pe care le-a primit din China. Domnule general, luăm o pauză ultima din emisiunea de astăzi și ne întoarcem imediat. Rămâneți alături de noi. Ne-am întors. Ultima parte a discuției de astăzi de la În fața ta, generalul Ștefan Dănilă este invitatul zilei. Domnule Dănilă, am înțeles că România în momentul ăsta, teoretic cel puțin, nu prea are cum să ajute cu resurse armata ucraineană, așa cum fac alte țări. Războiul însă continuă și e greu de preconizat pe ce perioadă de timp se va întinde. Din punctul dumneavoastră de vedere, acum, armata română, România ca stat, ce ar trebui să facă în această perioadă? Cum ar trebui să se pregătească? Ce ar trebui să se întâmple cu armata română? Armata română nu poate să facă mai mult decât ce face acum. Adică se antrenează și militarii români se antrenează intensiv. Din 2014-15 sunt antrenamente intensive făcute cu militari din celelalte armate NATO prezenți aici. Acum avem o prezență mai mare. Avem o prezență de aproximativ 5.000 de oameni. Probabil că după summitul de la Vilnius vom avea aproximativ 10.000 de oameni. Este foarte posibil pentru că așa am înțeles că s-a aprobată ministeriala apărării din februarie. Și atunci
s-au dat guidance-urile pentru planurile strategice, pentru planurile de apărare. NATO își va consolida apărarea pe flancul estic, adică își va prepoziționa forțe. Acele forțe stabilite prin noul concept strategic cu un nivel de readiness ridicat vor fi și plasate în forward basis, în baze înaintate, în baze care să permită acțiunea în situația în care statele ar fi victime ale unei agresiuni. Din acest punct de vedere, România acționează corect, adică pune la dispoziție cu rapiditate spațiile pe care le-a realizat prin fondurile ENSIP, fondurile NATO de securitate pentru infrastructură, și în același timp trebuie să dezvolte alte facilități, să pună la dispoziție forțelor care vin aici facilități de host nation support, de națiune gazdă. Am văzut din ce s-a întâmplat episodul cu militarii francezi că pot să apară nemulțumiri ale celor care vin aici, pentru că nivelul lor de viață este altul decât cel pe care îl găsesc în România și își doresc să fie mai bine. Să recunoaștem că noi ca militari, noi militarii din NATO, am fost obișnuiți în ultimii ani cu un nivel de viață mai comod, mai relaxat. Ne-am pregătit pentru un tip de exerciții, ne-am pregătit pentru misiunea anti-insurgență, dar nu suntem încă pregătiți. Am început pregătirea pentru misiuni de apărare colectivă, am început pregătirea pe alt tip de misiuni, presupune și echipamente noi și echipamentele vin. În momentul de față, eu zic că mai mult decât se face acum, este greu să facem. Domnul general, mai am eu o întrebare. Sunteți unul dintre militarii care au considerat că Rusia va fi un adversar pentru România. În momentul ăsta, în armată, există colegi de dumneavoastră care cred că, dimpotrivă, Rusia ar trebui să fie un aliat? Eu sper că în armată nu există. În schimb, din foști militari sunt destul de mulți care consideră că România este de partea greșită, dar să fim serioși, noi nu am avut unanimitate la intrarea în NATO. Deci nu toți cetățenii români au fost pregătiți spiritual sau, dacă vreți, moral să treacă de partea cealaltă. Nici armata României în 1989 toți nu considera NATO un aliat, ci un adversar. Așa este. Deci noi încă mai sunt oameni tributari din cei mai în vârstă, sunt încă tributari educației pe care au primit-o, a faptului că în istorie se învăța într-un fel despre imperialismul occidental și încă au rămas cu... Adică sunt mai sensibili la mesajele pe care le dă Putin. Există și în Statele Unite oameni sensibili la retorica lui Putin, există și în Marea Britanie oameni sensibili la această retorică, nu doar în România. Există curente care... de opinie care induc faptul că România ar trebui să se poziționeze de cealaltă parte. Din punctul meu de vedere, este o perspectivă total greșită. Din acest motiv am dorit să fac public ce se poate întâmpla, să identific care ar fi principalele scenarii sau cum ar putea să evolueze sfârșitul acestui război. Și am imaginat în 7 scenarii. Din care cele în care ar câștiga Federația Rusă, am vedea că sunt dezastruoase pentru România. Pentru a înțelege faptul că a fi de cealaltă parte nu înseamnă să fim de partea României. Tot se vorbește de legile educației și vorbim despre educație. Una din carențele educației noastre nu este neapărat faptul că nu avem deprinderi să fim antreprenori, dar nu avem nici deprinderea de a fi diplomați în discuțiile unul cu altul și în a trata un subiect. Dacă vorbim de diplomația, la nivel individual este vorba de relația între un individ și alt individ. Dacă vorbim despre diplomația la nivel de cetățean, trebuie să vorbim despre diplomația mea în relația cu un alt cetățean al unui alt stat. Adică ce background am când vreau să am o poziție pro sau contra un subiect, că la urma urmei a fi diplomat înseamnă să pot să am o poziție nu neapărat pasională, ci pot să fiu și pro și contra. Dumneavoastră ați învățat la jurnalism cum se moderează. Diplomații știu să facă pe moderatorii, dar și jurnaliștii am văzut că au avut rezultate foarte bune în diplomație. Deci, ca cetățean, eu nu trebuie să fac doar ce fac pentru mine ca individ. Mai am ceva, eu trebuie să mă bazez pe statul român,
pe statul pe care îl reprezint și trebuie să-l susțin. De ce trebuie să fac lucrul ăsta? Pentru că tot postamentul vieții mele este faptul că aparțin unui stat. Și de asta mă interesează interesul României. Ați pus o întrebare foarte bună. Deci interesul României este cel care ne dirigează acum, stă la baza acțiunilor pe care trebuie să le ia oficialii români. Mulțumim foarte mult, domnule general, pentru că ați fost astăzi. Florin, și ție îți mulțumesc. Domnilor, domnilor, ne revedem. Numai bine!